Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Bully Scholarship Edition. Episodul cu numărul 20... Cât o fi? 20 și cât o fi. Nu-mi dau seama acum cât e. Este episodul cu numărul... 27, cred? Nu sunt chiar așa de sigur, dar cred că e 27. Hai că mă aștept puțin, de fapt, stai. Ne-am mă duc direct la misiune, de fapt mă duc întâi până la garaj ca să îmi iau bicicleta și mă duc să fac misiunea Revenge on Mr. Burton, ok. Și aș vrea să vă rog să lăsați un like la această serie dacă vă place și toate ce... What? Da, deci cum ziceam, dacă vă place această serie, nu este asta pentru zona de like, pentru că mă motivează și, mă rog, până la urmă, seria asta o să se termine. Dar, chiar aș vrea să văd dacă v-a plăcut până la urmă și, nu știu, să văd dacă mai fac. Stai, ce ora aia? Shop 2. Ok, hai să mai încercăm o dată. Deși am impresia că o să mă cam bată grav, mai mult ca sigur, adică nu că am impresia, știu sigur că o să mă bată. Nu mai știu exact ce trebuia să fac, dar vedem. Bun. Încerc să-l fac aici. Și după aia mergem direct la misiune. Așa. Sunt curios. Ce trebuie să fac de asta? Ok, a... Asta m-ai ratat o dată. Cred că asta e tot ce trebuia să facem. Perfect. Bun, asta a fost. Am tirat și cu atelierul. Am deblocat un nou BMX. Sincer, aș fi preferat încă un loc în ăsta, dar mă rog, nu contează. Așa. Hai să luăm bicicleta și să plecăm să ne facem misiunea. Da. Sincer, chiar mi-ar plăcea așa să am ceva de genul cursuri de... Hello. Băi. Iubesc când mă blochez așa, pur și simplu. Uitați-vă, iar m-am blocat. Oh, Doamne. Nu mai zic nimic. Da. Hai să mergem mai departe. Revenge on Mr. Burton. Burton, mă rog, tot acolo. Asta contează mai puțin. Cu BMX-ul nostru super șmecher și rapid, cu care întrecem orice mașină. Și tot cilar, orice mașină și tot cilar. Bun. Stai să văd cum ajung acolo. Oh my fucking god, dar trebuie... De fapt, stai că era o modalitate să ajung acolo, dar ne... Era. Iar trecem până în zona asta și ia fapt asta e puțin. Trebuie să... Hai că nu e chiar așa de departe. Deci să zicem că îmi pot permite să merg pe aici cu bicicleta fără să mă duc pe... Pe asta cum se numește. Vreau să mă duc pe șina de tren, dar nu e departe, adică mai mult aș ocoli dacă mă ajunge pe acolo. Bun, hai că mergem bine. Sunt curios ce, ce chestii o să mai întâmple pe aici și de fapt cine e Mr. Burton în primul rând. Parcă mai auzit numele ăsta. Oh, fuck. Wow, mi-am luat-o puțin. Asta mă întreb și eu. De ce în locuri așa de random? Ok. Avem oră de... Wow! Fotografie, lasă, nu mai vreau. Hai să începem ora mai bine. Ora, misiune. Oh, hello, sweetheart. What are you looking at? Nothing. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on, I don't want to fight you. My name's Jimmy. Hai că nu te doare să-mi zici și numele tău. Perfect, așa, vezi, n-a fost greu. Bulworth once. I got kicked out. Why? Ce surpriză. Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously?
I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta potty in the park. Yuck. Yeah. So if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. Ok, apare un tip asta, nu e chiar așa de rea pe cât pare. Damn. Bă, dar ce tracole toată lumea cu mine? Rile acum. Ce am făcut eu rău? În afară de tot ce am făcut. Opa. Încă unde asta? Holy fuck, bro. Dar de ce dracu mă alergă, știi? Sunt și eu doar un... puș și toate cele. What the fuck? Ok, urăsc chestia asta. Ok, să văd pe unde mă duc încât să ajung cu bicicleta. Cred că pe aici e bine. Trebuie să ajung înapoi în primul oraș și să... hopa. Știți cine mă gândesc că e tipul ăla? Cred că e proful de sport. Wow, mă mir că nu e roșu direct, că de obicei la chestia asta... Așa, hai că ajung bine. Opa. Nu mă vezi. Așa. Puțin troll. Și acum... aia nu pot să cred că iar s-a întâmplat asta. Ok, data asta nu mai ieșe nimic. Bănesc acum mai am numai pentru că nu sunt la școală la ore acum. Ceea ce e chiar ridicol. Adică, frate, nu port uniformă. N-ar trebui să-ți dai seama dacă sunt sau nu de la școală. Adică dacă nu port uniforma, ar trebui să te facă căutat în timp ce ești la școală, dar în afara orașului, adică în afara orașului, în afara școlii, în oraș, să nu te facă. Ceea ce ar fi, de fapt, chiar logic. Pentru că cine dracu știe că ești tu din oraș, pardon, că ești tu de la școală sau nu, dacă nu porți hainele. Hai să fim serioși. Și uite încă un rubber band. Yeah. Yep. Ok. Trebuie să am grijă să vină tipul fix la asta. Oho, n-ai tu idee. Bun, sunt aici. Trebuie să am grijă să mă duc. Holy shit, dar știu că trece repede timpul. Ok, stai așa. Bun, trebuie să am grijă să fac ceva cu chestiile astea. Așa. Asta a fost partul, stai. Opa, uite-l pe tip. Tipul care nu cred că ar trebui să mă vadă. Da, e și exact ce ziceam, e proful de sport. Care, why the cap, meu, în ce hal ăsta, nu e jogging, asta e alergare toată ziua, tătică. Uite un gnom! Oh, ok. Mai ții minte misiunea aia cu groază timp, care era ceva chestie? Stai. Deci, acum ceva timp am făcut un fel de misiune în care o tipă ne-a zis pur și simplu să avem grijă de gnomii din oraș. Și văd că abia acum încep să găsesc din ei. Holy fuck. Poate că o să încerc să-i caut, habar n-am. Adică, nu știu, I don't know. Să văd. Ok, hai înapoi la Zoe. Chiar sunt curios ce v-au de gând ăștia să-i facă o... Oh, ok. Nu, nici nu m-a văzut aici, n-a... Oh, oh! Așa. Holy shit!
What the fuck? Oh my god, blood! God damn, I stink! I'm gonna have to shower for days with bleach! Ah, this is worse than when I got hazed! Da. 30 de dolari. Holy fuck! La propriu l-am făcut de căcat. La propriu. Mai la propriu dată nu se poate. Poți să iau chestia asta? Uite că poți să iau. Și am plecat. Holy fuck, dar ce viteză are. Asta e una din chestiile alea cu două viteze. Pe loc sau deloc. Da. Și uitați aici, aș putea să fac o misiune pentru niște bănuți în plus, dar... opa. Dar cum să vă zic, stai. Fotografie. Nu, asta stai. N-avem decât 860 de dolari. Oh, yeah. Deci n-avem decât 860 de dolari. N-am ce să zic. Drăguț. Hai să vedem. Oh my fucking god, serios, îmi bag și mâna de treabă. Uite gnomi. Holy fuck, chiar am început să găsesc ceva gnomi. Mă rog, lăsând asta la o parte. Ok, care e misiunea cea mai apropiată de noi? Ok, chiar e o misiune apropiată. Ce fac de shit? Am plecat. Mai repede alerg? Da, hai că nu e chiar așa departe. Hello! Mă, de fapt sunt scări, adică știi, scările care coboară nu sunt așa mare problemă pentru că ne pur și simplu le cobor și chestii. Bun, ia să vedem ce avem aici. Bun, încă o misiune. Preppy's vandalized, what? Oh, here he is, Mr. Big. Yeah. It was you, creep. Ce? What was me? Don't play innocent with da us. Da ce ne-am tot făcut eu? I tried that when father caught me with Nanny. He gave me a good thrashing and I've got half a mind to give you one. Hey, look, just get to the point. Someone stole our boxing trophies, buddy. They were heirlooms. Well, it wasn't me, rich boy, so relax. Well, if it wasn't you, then who was it? I bet it was those greaseballs. I know it. They've always hated us. So much for peace in our time, Popper. Just great. Let's get them. Yes, it's time to teach those poor, disrespectful scum a lesson. Wait, relax. Maybe it wasn't them. Maybe it was someone else. Nobody hates us. Apart from them. Oh yeah, they do. Everyone hates you. You're all awful. Oh, la-dee-da. Now he tells us. You are pathetic, Hopkins. You're not a leader. Out of my way. Mm-hmm. Știi, poate și putea să fac eu ceva mai bine decât tine, adică să încerc eu să fac ceva mai bine. Wait here, I'll go get your trophy back from those grease balls. Oh, man. Ok. De ce mereu totul cade pe capul meu? Ne, dar de fapt știi ce, dacă nu fac eu, atunci cine să fac? De dracu trebuie să mă duc, holy fuck. Bine, fie, merg. Cu toate că mi-ar fi prins mai bine aici o bicicletă. Doamne, de cât timp ziceam eu că iau scuterul ăla și nici acum l-am dat. Și probabil că nici nu să-l mai iau. Adică deja suntem așa de departe în joc încât nici nu știu la ce mai putea folosi scuterul. I don't know. Mă rog, să fie în bafta lor. Hai că mă duc la greaseballs. La tipii cu motoare. La chestii, la un soroș. Și... hai să văd dacă pot să recuperez de la ei trofeele furate. Și nu s-a întâmplat nimic greu. Ok. Nu mă plâng. Mă așteptam să se întâmple ceva de genul: o mă fug, ai dat peste bine, ai să te prins, te bag la pușcărie. Da. De fapt, să te duc alea, că pe la secție. Să-ți fac o inspecție pe amănunțită. Da. Nu am deloc o minte bolnavă, fraților. Nu. Vi se pare? Mintea mea e perfect normală și sănătoasă. Cum să nu fie? Pfiu.
Așa. Opa. Oh. All right, Vance. Did you guys steal the Preppy's trophies? No way, man. After the townie's been saying all that stuff about Lola and made Johnny crazy, we don't care about those stuck-up jerks. The townies? Really? Yeah, and Johnny says you're no friend of ours anymore. But since you got him out, I'll let you walk away from this meeting. Well, since I already beat you, I guess I believe you. Your mama dresses you funny. Ok. Asta deja e ciudat. Trebuie să mă duc în... în zona asta. Ok. Wow! Uai! Stai, oamenii pe aici fură biciclete. What the fuck? Nu mai am voie să fac asta, bro. Nu mai am voie. Bine, și eu încă n-am făcut-o. God damn it, ce tip de treabă sunt. Holy fuck. Holy fuck, Erino. Stai. Bun. Oare pot să pun și eu chestia de-aia? Wow, aleu, băi, de aici e șosea, de ce dracu nu pot să merg? Așa, acum e mai bine. Cu toate că, nu știu, mă simt așa ciudat, să zicem. Ok, deci iar n-am voie să mă vadă nemaipomenit. Pentru că eu sunt, bineînțeles, cel mai bun la... Eu sunt cel mai bun la misiuni care implică chestii cu... spiona și tot fel de căcaturi. Ok. Deci aparent nu eu am fost. Travel to the docks. Hopa, 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 hopa. Hai, plecați, plecați. Deci aparent nu eu am fost cel care v-a făcut căcaturi asta, domnilor. Domnilor, tocilar, dobitoci. Ce surpriză, nu-i așa? Nu a fost Jimmy cel care a făcut chestia aia. No, 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 no. Păi cum să fie el? Of, oamenii ăștia sunt idioți, doamne. Și cum pică toată vina pe mine pentru toate căcaturile pe care le face oricine. Bineînțeles că aș fi primul suspect în... orice! Really acum, what the fuck? Și eu m-aș crede în stare de orice căcat. Și îmi place, știi, că eu alerg o dată cu ei. Hello! Cum dragi damează? Trec eu pe aici. Nu, nu m-ați văzut. Să mă iau la bătaie cu ăștia sau să-mi văd o treabă? Na, mai bine alerg. Hello! Opa! Și acum ce? Bro, ce vrei mai mult de atât? Uite-te și tu! Ok, uite, deci chestia aia... Ok, bun, e bună poza. Return to the boxing gym, ok, deci... Oficial am dovada că nu eu am fost cel care a... Stai. Cumva tocmai s-a luminat când eu am luat... Ok. Nu înțeleg jocul ăsta. Adică... Bine, înțeleg, da, chestii. Ok, span guard, ăsta chestie și cealaltă chestie și nu pași trebuia să vin. No, 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 nu mă vezi, nu sunt aici. Perfect! Doamne ajută de prampă, nu, pantă, ce era aia? Bun. Încă mă urmărește? Ok, încă mă urmărește. L-am prins. Nu cred că mai mă alerga.
Dar nu contează. Bun, deci trebuie să mă duc înapoi să le arăt la tip că bă, n-am fost eu, ce surpriză, n-a fost Jimmy. Deși cum am zis, trebuie să recunosc că și eu m-ai suspectat pe mine. Am o idee. Chiar am o idee. Mă duc la școală, adică mă rog, iau autobuzul, pentru că în primul rând e mai rapid și în al doilea rând oprește și timpul. Și după aia mă duc, ca să nu pierd timpul așa după mână. Ok, hai da. În autobuz, sunt la liceu, mă rog, școală, și acum mă uit, trebuie să mă duc în partea stângă. Dacă aș fi avut și o bicicletă, ce fain era. Bun, și acum mergem pur și simplu. Mergem la tip, le arătăm că, bă, uite, n-au fost eu, și după aia vedem ce se mai întâmplă. Hei, uite o lumină până aer și încă o chestie zburătoare și chestii. Așa. Bun, acum, dragă domnilor, chestii ce sunteți voi, ar trebui să aveți niște scuze. Să le arătați. Who took our trophies? Don't tell me. It was the Tooth Fairy. Yeah, either it was the Tooth Fairy or the Greaseballs. I wonder which one. Actually, trust fund babies. It was neither. It was those townies. Which townies? The ones who hang out by the factory. Them? Why would they steal our trophies? Don't talk crap, Hopkins. I'm not. I've got a picture to prove it. Why? They don't have any problems with us. Yeah, poor kids just love rich kids who act like stuck-up jerks, don't they? Listen, you over-fortunate numbskull. They did everything. Put Johnny Vincent in the home, let the rats out of the library, everything, including your trophies. Why? Because I listened to Gary. So it is your fault. No, it was Gary's fault. You, my friend, have got delusions of grandeur. Nobody cares about you or Gary. You're ridiculous. Come on, Biff. Let's leave this king of this school to his pathetic little fantasies. You are an idiot, Hopkins. I've got a photograph. You know what you can do with that, don't you? The fuck, Tommy, ce idioți. Bă, măcar am mai făcut rost de ceva respect. Chestia care mă ajută cam zero, dar e ceva. Știi cum e? It's something. Nothing big, but something. Ok. Ce vreau să fac acum? Vreau să mă duc și să mă culc și cred că o să închei aici acest episod. O să închei aici acest episod pentru că... Unde nu e bicealt? Ok, văd... Ah, ok, sunt amândouă în același loc, nu vedeam unde sunt bișmiile. Bun, o să închei cam aici episodul pentru că... zic că am făcut destule pentru un episod. În fine. Bă, tare, am fost Cristi. Dacă v-a plăcut acest episod și susține seria și vreți să vezi mai departe cât mai e din această serie, nu există să apăsați butonul de like sau să lăsați un comentariu sau ambele și eventual să dați și subscribe la acest canal pentru a vedea când o să postez următoarele episoade. Însă, cam... Ok, aparent am fost chemat. Să vedem ce o să fie. Bun, deci până la viitoare am fost Cristi. Bye, bye!